Mai mulți elevi beneficiari ai centrului de zi pentru copii cu înțămesa dentist în centrul stomatologic al primăriei municipiului Timișoara situat pe strada Caruso, numărul 1. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara își propune să faciliteze accesul la serviciile medicale oferite în cadrul centrului stomatologic al primăriei pentru toți preșcolarii și elevii beneficiari. Săptămâna viitoare, un alt grup de copii este programat pentru consultul stomatologic. Toți elevii și preșcolarii din Timișoara beneficiază de serviciile stomatologice gratuite. Consultațiile includ stabilirea diagnosticului, tratarea cariilor dentare, depistarea afecțiunilor și acordarea tratamentelor de urgență. Părinții nu plătesc nimic deoarece serviciile sunt acoperite din bugetul local. Orarul de funcționare este de luni până vineri, între orele 8 și 19.